Înainte să încep acest clip, va trebui să vă anunț pentru a... o să fiu la Mamaia sâmbătă, duminica asta. Deci care vreți să mă întâlniți, să facem poze, să dați o lavă împreună, să vorbim, ne vedem la Mamaia, ok? Și pe lângă asta, o chestie foarte importantă, de fapt, sunt în chiloți, că vedeți, adică gen, toată lumea dă lavă la curul meu. Am văzut băieți care intră pe canalul ăsta ca să dea lavă la curul meu. E gay, e gay, ok? Opriți-vă, dacă sunteți fete, merge oarecum. Nu merge să dați lavă la altul în timp ce vă uitați la mine la curul. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Mare întrebare, am luat fucking bacul. Am luat bacul. Habar n-am, hai să verificăm. E pe net, ok? Nu trebuie să merg până la școală. Mi-era lene oricum. Așa că împreună cu tine, măi, băiatule, fată, ce ești tu? Câine, băi, câine, care ești tu? Hai să căutăm cum dracu era site-ul ăla. Edubici.com. Edubici.a. Trebuie să vezi și tu, vrei să vezi tu? Hai că am căutat site-ul măcar. Hai să... Nu mișca, nu mișca, nu fi băiat rău. Dacă te întorc pe dos să vezi și tu. Nu știu ce vezi, dar sper că vezi. În fine, ideea e că trebuie să mă uit la ecran când fac chestia asta și e foarte ciudat. Vâlcea, numele meu, hai să vedem. Hai să-mi lac... Chiar sunt curios, oare am trecut bacul, am învățat cu o zi înainte. Mi-a rămas alea salvate, Daragiu. Daragiu, Daragiu sau Daragiu Puiu, mă întreb la ce... Știți că mi-am încercat să-mi fac cont pe Metin? Lăsăm chestia asta ascunsă acolo. Și prenumere Alexandru sau Alexandru Nicolae. Astea sunt chestii de la ele sau de la net, în fine. Caută! Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne! Focusează-te, caută! Mi-e frică, bă! Vede, înseamnă bun? Stai. Ce ai scris aici? Propozii, pula în gură, am luat 8.4 la română. Am B2-uri la engleză. B2, frate! 5.2 la mate, asta înseamnă că am trecut. 7.4. Apoi cum am pișat? Am uitat cu tine. Ce vorbesc în baie? Stai să mergem în cameră, mai tine. Măi, nu sunt eu ciudatul aici, da? Eu nu stac vloguri, dar... Măi, știu că e dezordine în casa mea, nu mai te uita că e întuneric. Măi, nu mai comenta să-mi bag pula în tine de nu mai ajung. Nu te mai scot din cameră în viața mea. Vezi, dar Giu știe să facă curat în casă, să stingă becul. Stai cu minte, uite, te pun la loc, gata. Uite, îți întorc asta pe dos. Wow, ce freză de Hitler am dacă sunt de aici, vezi? Hey! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Am luat bacul. 69. 6.9, 6.93, dar nu se pune. Eu o să fac contestații la bio, măi, că eu am făcut de 10, măi. Ce-mi dai mie 7.2, măi, nesimțitule? Hai, măcar un 9, măcar un 9. Acum pute face glume din alea cu, știi, challenge-ul ăla cu am, n-am. Merge să pui acum am, n-am, luat bacul. Uite-te la chiloții mei, pă bune, acum trebuie să te uiți la chiloți. Nu știu cine mai face videouri în chiloți pe YouTube, am văzut mulți. Dar eu sunt mai unicat, pentru că chiloții mei au rost pe ei. Arimat, să-mi bag, va trebui să mă fac rapper. O să apară, băi, ce toată mică chestii în ochi, ieși afară. Ieși. Vorbesc cu ochii mei, nu cu tine acum, stai cu minte acolo. O să apară rebetelul dintre mine și Șnițăl în curând. Nu-i așa, mă? Mori. Haide, așa pentru început, pentru toți cei care va urma să dați bacul și va urma să muriți în chinuri. Cum am murit eu 4 ani de zile sau cât dracu a venit liceul, 3 ani plus 12 ani de zile. Eu i-am urât școala. Eu am urât școala. Dar am iubit faptul că știu să învăț. Am învățat cu o zi înainte la fiecare chestie de la bac și ăsta a fost orarul meu. Nu știu ce vedeți voi mai exact. Vedeți chestii? Gen, dacă focusez, nu? Dacă mă ascund, îl vedeți? Hai că vă traduc eu în fine.
Măi, ia-ți ochelari. Am văzut vecina în comentariu că mi-a zis că a luat ochelari. Păi, luați-vă toți ochelari acum. Legiune, ia-ți ochelari, că nu se mai poate așa ceva. Luni aveam religie, engleză, info, info, mate, bio. Marți aveam franceză, fizică, mate, chimie, info, info. Miercuri aveam fizică, fizică, română, română, info, info. Miercuri nu merge la școală decât la fizică. Joi aveam engleză, filo, mate, mate, info, info. Vineri aveam istorie, geografie, română, franceză, educație fizică și mate. Eu am fost la mate info. Doamne ajută-mă că am scăpat. Habar n-am ce facultate de fac, pentru aia care mă întrebați. N-am nici o mai mică idee. E clar că iubesc să fac chestia asta cu YouTube, pentru că vă iubesc pe voi așa ca pe căpcăun vă iubesc. Nu știu, nu știu ce facultate de fac, dacă fac sau cum fac. Dar ideea e că o să încerc să rămân cu voi mai mult pe aici, pentru că sunteți mai drăguți decât ea de la școală, profesorii care urlă la mine cu: băi, nesimțitule, ia, ia mână de pe foaia fetei. Ca să vedeți cum se ia bacul. În primul rând vreau să vă arăt între fiecarele astea două, stai să le găsesc. Le-am văzut în comentariu la video trecut și mi s-a părut geniale. Biefunii, nu am mai apăsat așa repede pe un videoclip niciodată. Și mai era unul foarte șmecher. Îmi place când găsiți personalități și le puneți în comentariu, gen Florin Iordache. Notificarea perfectă nu exii. Mulțumesc, domnule parlamentar. Când Iohannis o să-mi dea, de fapt mi-a mai dat și Iohannis comenturi. Când Iohannis o să-mi dea coment cu notificarea perfectă, nu exii, atunci o să dau la ba 4 ani în continuare. Ca să luați bacul, copii, trebuie să folosiți acesta, sta să vă arăt. Pixul acesta, acest pix. Mă, este cel mai genial pix, să moare, citesc. E 99,99 RON, e pixul credincios 2000, ok? Ți-e frică să pici clasa? Ți-e frică să nu iei bacul? Acum temerile tale se termină. Cumpără acum pixul credincios 2000, la doar 99,99 lei, TVA inclus, și domnul, nu văd de pula mea, domnul o să te ajute. Eu l-am luat, așa am trecut bacul, e clar funcționează. Deci data viitoare, anul viitor, când va fi bacul, dacă cumva în shop-ul Alpaca Legion găsiți pixuri din astea la un leu care le vând cu un milion, cumpărați-le, că vă spun eu că funcționează, mă jur. O să le sfințez la Sfântul Arsenie Boca și o să-i frec așa, îi se introduce în fund, se rotește și așa se sfințește pixul. Ca să știți și voi cum se face la moaște mai exact. Ce pula mea într-o intră în ochi, măi, ești, măi, libelulă magică. Nu știu ce spun, dar lăsați-mă în pace că fiecare cu problemele lui mentale. Eu nu vin la tine să spun de ce te uiți la mine, a? Vezi? Ai o problemă mentală doar că te uiți la mine, e clar. Și asta era un meme bun. După rezultatele la bac. Poduri unde nu bate ploaia, case părăsite, unde să dormi, unde să dormi când te dă măta afară din casă. E adevărat, păcat că eu stau singur. Dacă aș fi cu mama, probabil m-ar da afară din casă. Probabil acum e ceva gen: măi, Alex, dar păi la 6.9. Bine, 69 e. Cred că ar trebui să fie loc la facultate special pentru aia care e 69. Mă jur, aș face gen, dacă aș fi director unei facultăți, nu că n-aș fi, măi, facultate retardat. Aș face loc special pentru ea care au 69 la bac. Gen, trebuie să fii prea bun, efectiv. Gen, este că trebuie să știi perfect la bac. Gen, să nu faci nici prea mult, nici prea puțin, sau 69, e clar. Dar probabil după ce am contestația la biologie, o să mai crească cu un punct sau ceva. O să am gen 8. Și eu zic că 8 e bun, având în vedere că unii au făcut meditație din clasa 11. Și dacă e să o calculăm așa, o meditație, ce puțin la mine, pe aici pe unde sunt eu, la română, ori la mate, ori la bio, zic așa unde am dat eu, dar bio poate fi schimbat cu fizică sau chimie, e vreo 50 de lei pe oră, sau bine, 2 ore. Deci odată când mergi la meditație te costă vreo 50 de lei. Și grește că dai 1.500.000 minim pe săptămână, din clasa 11 se strâng în pula mea vreo 40 cu ordo, vreo 80 de milioane. Pentru cât? Un punct în punct la bac. Un punct în plus la bac față de cât am luat eu. Un punct, 80 de milioane. 80 de milioane, un punct. Mai lasă-mă, dracului, du-te de aici, că mai bine mi-au Lamborghini-uri, măi. Da, de jucărie, dar totuși. Așa, am găsit poza asta prin comentarii tot pe la voi, gen pe Facebook sau pe Insta, nu știu sigur, cu Elie și mi s-a părut genială. Știți că Elie are șmecheria aia cu: a, dar vai, cine mi-a furat butonul de YouTube, vai! A intrat cineva la mine în casă și mi-a violat sora și mama și copilul, dar mi-a luat doar butonul de YouTube. E poza asta, stai să văd și eu că-mi place cum arată. Acum să vedem cine mi-a furat butonul de aur. Oh, nu! Ilie, eu ți l-am furat, de fapt, eu, vezi, acolo ți l-am pus. Dacă vrei, sună-mă, ți-l dau înapoi, răscumpărare, 454 de milioane. Dar să merite, că e butonul tău, măi, să merite, eu zic, suntem prieteni, adică am mers cu BMW-ul odată împreună, nu mă mai ții minte. Ți-am luat ciocolate, băiatul. Bine, acum dă mai mult spre fată mai nou, dar ce să mai...
acum, dragiu, este în Hawaii. Bine, merg la mamaia sâmbătă duminica asta, deci dacă vreți să facem o chestie, m-am mai zis. Dar, acum că am trecut de bac, deci dacă m-aș uita acum un an la video-ul ăsta, gen acum un an în urmă la video-ul ăsta, și zicea, du-te bă, pula mea, du-te bă, ai luat bac, du-te mă de aici, lasă-mă, uite la chiloții mei. Vreau să vă spun niște faze de la bac și niște chestii pe care eu nu le știam, though. Eu am mai fost la concursuri și chestii, la info, dar bacul n-are nicio legătură. La bac mai nou, bine, nu că știți că n-aveți voie să vă luați telefoane la voi și pule. Dar eu nu știam că, de exemplu, trebuie să merg cu buletinul la o tanti, să-mi lipească o etichetă pe ghiozdan, să spunem așa, și ghiozdanul să-l las într-o cameră separată în pula mea și o să mă duc la examen în pula goală și după aia ai voie doar pixuri și gen pixurile, gen ai voie penar și n-ai voie să ștergi, n-ai voie cu pix din ăla gen friction, diction sau pic, să ștergi cu picul, gen fix așa am mers la bac, mă jur. Uite, fix, gen mi-am luat bine, n-aveam carioci în pula mea, dar aveam pixuri și le-am pus cu elastic, pentru că gen eu-s daragiu, ok? Eu-s daragiu. Știți și voi, daragiu la bagiu, albaca la bagiu, albaca daragiu, oricum vreți să-mi spuneți, eu-s daragiu. Mi-era că iau pixul și se termină. Gen, efectiv, scriu daragiu are... Să termină pixul și mi-era frică și am luat 2 pixuri și am zis că bă, dacă ești al doilea pix se termină și am luat 3 pixuri și am luat practic 4 pixuri după mine plus un creion plus niște chestii de... Vreau să fiu sigur că n-am cum să rămân fără cerneală sau pastă sau orice aș fi avut la mine. Pentru că în pula mea și pixurile alea care sunt albastre și nu se vede în ele mai exact câtă pula are în ele și de obicei în pixuri nu se vede câtă, gen și căcatul ăsta, vezi? Tu vezi în pula mea, uite, focusează-te, nesimțitule, focusează-te, nesimțitule, te-ai prins tu în pula mea, nu ești așa chior, vezi, ești fată deșteaptă, ești băiat, nu, ești fată deșteaptă, lasă așa, lasă, frate, nu se vede de... Apnești tu becul, că nu văd. De ce te uiți la mine pe întâlneric, în primul rând? Ia-mi amintire de ce? Iar de aia, nu? Băi, eu v-am mai spus, măi, nu mai dați slava, măi, la clipurile mele, că mă enervez aici. Mi-au pixurile și... Bine, mă, bine. Te ține minte. Să-mi bă, acolo, nu-ți fac poză și-o trimit lui măta. Cu ce? Cu telefonul să fac poză, mă, bă. Na, ți-am făcut poză, nesimțitule. O, ce-o dau lui măta. În afară de pixurile alea și ce ți-ai cu buletinul, e foarte important de ținut minte că asta e o tactică de daragiu, numai la daragiu merge, nu știu sigur, dar eu am fost îmbrăcat într-o chestie gen tricou ăsta, cu ceau căfâi, numai că gen avea mânești lungi și n-avea nimic alb. Eram îmbrăcat full negru și că era moartea. Mă simțeam ca și cum aș veni de la cel mai mare doliu posibil, ca și cum mi-ar fi călcat cu tank cu toată familia și mi-a murit tot și a trebuit să țin doliu 15.000 de ani. Și în capul meu, nu cred că are neapărat relevanță, dar în capul meu cu ideea că mamă, dacă sunt îmbrăcat în super super negru, atrag mai puțin atenția și că mamă, supraveghetorii o să se le fie milă de mine și o să zică: "Măi, băiatule, băi, cine ți-a murit, băi? Îi spun eu toate răspunsurile, dar lasă-o dracului de examen, că ție e tarde de examen, că ți-a murit toată familia." Ah, mai era o chestie, era o tanti acolo, ok? Era tanti, gen știți tantile alea care zic că vrea armate în pula mea, care zic că eu sunt în învățământ de 500 de miliarde de ani. Facem pentru tine, doar pentru tine, măi, gagiule, gagica. Hei, facem pentru tine reenactment aici. Îmi trebuie niște ochelari. Ăștia, asta e tocul de ochelari. Eu n-am ochelari, nu știu al cui e. Cred că Marius, dar nu-i Marius sigur, că Marius a mai are ochelari pe acasă. Marius, ai ochelari acasă? Că, aulă, doctor Daragiu, are așa ochelarii mei, mă. Sau, gândește că tanti avea gen, era bătrână și chestii și era: "Bă, vremea mea nimeni nu copia, i-am prins pe toți, îi simt, te miros în pula mea, dacă vrei să copiezi dinainte să copiezi și te dau afară din bac și te distrug și te calc în picioare și îți distrug viața și îți omor familia. Dinainte să înceapă bacul, te bagă în stres de caș pe tine că ea te prinde și că copiezi și logică devii stresat în pula mea. Dacă vine una și spune, dacă te-am prins că respiri, te dau afară din bac, te calci pe mine." A fost o chestie așa de tupidă, era unul, dar bine că nu era în clasa mea să-mi bag pula, era într-o altă clasă, habar am, unul care a fost prins că a copiat, între ghilimele, și l-a dat afară de la bac. Băiatul ăla, că am înțeles că era un băiat, ești gen, a avut telefonul la el în clasă, nu te mai uita la piciorul, mâini nebunule, a avut telefonul cu el în clasă, dar îți dai seama exact cum te-am explicat, n-aveai cum să copiezi, sau dacă copiezi era așa de minimalist și de căcat, eu am avut cel mai bun loc de copiat și mi-era greu să copiez de acolo dacă aș fi încercat, ok? Ideea e că ăla a vrut să copieze, sau
nu știu ce a făcut, dar a avut telefonul la el, asta e clar. A intrat în clasă, a trecut alea 2 ore de bac, a ieșit de la bac sau 3 în fine, a ieșit de la bac, din sală, a mers pe coridor și pe coridor sunt tot felul de tantii astea random care stau și se uită la oameni care ies în pula mea, nu știu, sunt supraveghetoare. Și ăla a ieșit ca prostul și a băgat mâna în chiloți, imediat după ce a ieșit din sală, și a băgat mâna în chiloți și a scos telefonul și a sunat pe măsă sau pe cine pula mea e că a terminat bacul. Cât de prost să fii! Și una când aveai voie să ai telefonul oriunde altundeva decât în sala aia unde ți-ai lăsat lucrurile și după aia după ce le-ai luat trebuia să ieși afară. Deci dacă vrei unul cu telefonul pe coridor, nu trebuie să-l vezi că este din sală, înseamnă că a copiat. Înțelegi? Și Santia după aia l-a luat așa de urechi și a zis: măi băiatule, băi! Stai. Măi băiatule, băi, tu ai copiat cumva, măi nesimțitule, măi, pe vremea mea nimeni n-a copiat! A transportat acolo tantia și a luat pe ăla și aia, având că am scuipat peste tot, dacă am scuipat pe tine, ți-a plăcut. A luat pe ăla, l-a dus la director sau unde pula mea, șef de comisie, camere să vadă dacă a copiat în timpul bacului și gen a scăpat oarecum. Nu știu dacă a scăpat, dar știu sigur că am auzit chestia asta că gen s-a uitat pe camere și că au văzut că nici măcar n-a umblat la chiloți în timpul bacului și că el a avut o scuză din aia că gen: vai, dar nu știam că trebuie să las lucrurile în camera cu lucruri pe care scria că trebuie să las lucrurile la intrare, că altfel n-ai voie să intri în bac, adică în camera în care trebuie să las lucrurile. Nu știam, frate! Ce freză am? Ziceți în comentarii o denumire bună pentru freza mea. Freză de pelican, freză de alpac, o să zică toată lumea. Freză de handicapat, o să mai zică câțiva. Freza lui Șnițel n-am cum să o iau, dar Șnițel acum e în sufragerie și suge pula! Nu, tu suși pula! Da. Taci mai drac! Hei, asta a fost videoul de astăzi. Cam atât am avut să vă zic. Ca am luat bacul, 6.9. Ați văzut? Ce să vă mai zic, măi băieți, fete, copii, măgari, copii, iarăși, copii de măgari. Hei, bro! Luna viitoare e o chestie mai importantă decât mama aia asta, când mama aia stau doar 2 zile. Luna viitoare o să merg unde vreți voi. Literally, unde vreți voi. O să vă anunț mai în alt video, mai în detaliu, dar vă bag așa în brânză un pica. Și o să mergem să facem poze și toate pulele și o să vă aduc ceva șmecher cadou din partea mea, pentru că e primul meu mit de care să-mi pese, pentru că la YouTube a fost un mare caca, în mare parte. Oriunde o ieși, acolo mergem și ne putem în grup, mai puțin partea cu fututul. Dar asta în alt video o să vă anunț, fiți acolo pe fază, ne vedem la mamaia sâmbătă duminica asta. Vă pup, mi-e dor de voi. Și ia zi, era unele zi pentru mine auto. Mori pula. De ce? Ce ești mereu rău cu mine? Nu înțeleg ce are cu mine, ce mereu nu. La 3 ca de obicei. Alpaca King Out, legiune! Ce am cu degetul ăsta, nu știu, dar azi am avut un tic nervos. Uite, vedeți găina asta? Vedeți găina asta? Mi-e place să-i bag degetul în gură, uite așa intens, uite așa, s-o gâdină. Legiune, la 3 ca de obicei. Alpaca King Out, 1, 2. Au, ne vedem episodul următor! Practic pot să fut găina live, mai ales că am chiloții pe mine. Bă, îți place nebuno? Respect! Respect! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. A, și mersi Zapi, Mariusel, cum vreți să-l cunoașteți voi, pentru stricarea acestui porc. Mi-a stricat porcul. Bine, nu, pe bune, i-a rupt chestia asta. Mariuse, dă-mi un porc nou, nesimțitule, măi. Tu știi cât e important acest porc. Pe bune, nu mai face guiți-cuiți, îmi bag pula. Mariuse, porc. A!